ne știe tot orașul. Pune mâna pățu nume dacă ești valabil. Cu două tuburi de vopsea și niște lavabili. Și dai drumul la treabă, scopul nu e decât unul. Să colorezi orașele non-stop ca nebun. Check it out, check it out. Am început pe data de 2 noiembrie lucrarea, am venit la perete aici, ne-am uitat la el, am văzut cât este de mare, ne-am spăimântat puțin. Adunarea copii, că trebuie să vă zic ceva. A trebuit să venim cu mai multe schițe, mai multe simulări. Dintre simulările astea au fost alese 3. Trei care au fost urcate pe net și publicul a votat ce a plăcut mai mult. Când ai figuri pe perestre, să știi. La dumnezeu cât o joacă de copii. Când te învârți în castre, să știi. La dumnezeu cât o joacă de copii. Când faci căciul pe vinil, trebuie să știi. La dumnezeu cât o joacă de copii. Când rup microfonul 14, trebuie să știi. La dumnezeu cât o joacă de copii. Echipa care a lucrat de la bun început la proiect este Sweet Damage Crew. Exclusiv la peretele ăsta au lucrat trei membri ai echipei și anume Recis, Lost.Optics și Pandele, care este aici lângă mine. Asta e mai diferit. Vrei să fii original? Nu mai imita și dacă ești original, nu te limita. Originalitatea este darul de la zei pentru toți cei care au după să fie ei. A fost un proiect de mare amplare. Cred că 100 de litri de lavabilă și 100 și de spray-uri. Bucarest, Bucarest, Bucarest. Păi eu gacica, cine sunt eu? Matanai. Eu băiatul, cine sunt eu? Matanai. Eu mâncavaș, cine sunt eu? Matanai. Yes, fac o poezie, fac un freestyle. Ala Macanache, ala Bucarest. Mulțumim pentru faptul că am avut ocazia să desenăm peretele ăsta la care visam de mult. Ala Bucarest. Hai. Ala Bucarest.